Nu, nu vă supărați. Cum ajung la stadion, vă rog? La stadion? Da. Dar ce e acolo? Păi e un meci, a început deja și eu nu știu cum să ajung la stadion. Așa, deci vrei să ajungi la stadion? Da, dar vă rog să spuneți mai repede dacă se poate. Vreau să zic că, mata, vrei să știi unde e stadionul. Unde e stadionul, vreau să... Păi atunci, traversezi, mata, strada așa frumos și mergi înainte. Deci înainte, vă mulțumesc că am fugit. Nu, stai, stai așa. Ce mai e? Când dai de a doua stradă la dreapta... O iau la dreapta. Nu, o faci la stânga și mergi și mergi. Nu, nu merg, alerg, nu merg. Treaba dumitale ce faci, eu nu zic să mergi. Bine, bine, men, dar mai repede, vă rog, că nu mai prind nici repriza a doua. Dacă eu nu pot alerga, că mi-a interzis medicul. Da. Îl cunoști pe doctorul Panaite? Nu, dar promit că după meci o să-l caut și o să-l cunosc. Eu nu-l cunosc, că am auzit că e un medic bun. Așa, și după ce mergi mătăluță vreo 500 de metri, vezi că o să ajungi la un magazin de electrocas... Nu, parcă e de auto. Sau de mobilă, de ce? Mă rog, de ce? O fi, magazin. Nu, nici așa, că dacă nu spune exact, apoi dumneata te super și pe urmă vii să-mi reproșezi și... Nu vin, vă promit, dacă ajung la stadion, când o să mai ajung la stadion... Ajunge, spun eu că ajungi, că te văd om serios. Apropo, cu ce te ocupi? Mă rog, așa, și de la magazinul acela de electrocas... Sau de auto? Da, și dacă e de electro... Eu vreau să fie de auto, da? Bine, nu te supăra, chiar acolo, în fața magazinului de electro auto, se află o intersecție. Acum, dacă tot n-am ajuns la stadion, mai bine mă duc frumos acasă și ascult meciurile la radio. Stimați ascultători, în minutele următoare vom obține legătura cu stadioanele de unde colegii mei vă vor ține la curent cu cele mai incandescente, comentate și neprevăzute faze ale acestei etape, care se anunță foarte agitată. Și toate acestea în emisiunea... Umor și muzică. Minut cu minut. Opa, umor și... Păi nu trebuia să fie o transmisie cu fotbal? Ba da. Și că încolo e cu umor, muzică, bă, e de râs. E și fotbalul la noi nu e și el de râs? Și acum să vedem care este situația înaintea începerii partidelor. Demrădulescu, mă auzi? Da, te aud. Așa, și am pierdut microfonul. L-am găsit aici microfonul. Și aici sunt cei 22 de jucători care au pătruns deja pe teren, aplaudați frenetic de cei aproximativ 21 de spectatori. Dar chiar în acest moment, după tradiționalul salut, jucătorii aruncă spre tribuni. Aoleu, ce se aruncă? Nu, se aruncă cu frumoase buchete de flori. Iată că a mai rămas un buchet. O să-l ia crainicul reporter. Vă mulțumesc. Uite, acum să vă comunic formația probabilă care în mod cert va începe partida. Formație pe care mi-a pus-o la dispoziție antrenorul Alexei Marcovici și care este compusă din Ștefan Mihăilescu Brăila, Rodica Popescu Bitenescu, Horia Căciulescu, Horia Șerbănescu, Nicu Constantin, Mihai Fotino, Sorin Gheorghiu, Paula Rădulescu, Mihai Stoienescu și Demrădulescu. Ați observat desigur câteva nume noi. Horia Șerbănescu, Mihăilescu Brăila, Demrădulescu. Sunt câțiva juniori, jucători care promit în stânga și în dreapta și pe care numai talentul lor i-a recomandat pentru această promovare. Să le urăm succes! Să le urăm de nin cam atât la prima mea intervenție. Nu, luați! Era să fie gol. Mulțumesc, Demrădulescu. Acum se trece microfonul pe un alt teren unde să vedem ce se mai întâmplă. Scuzați, iertați-mă un moment. Alo, regia tehnică. Am spus teren, dar nu agricol. Am înțeles. Se poate și un teren muzical? Mă rog, să fie.
Ia auzi, mă, Mitică, ție chiar îți place așa de mult fotbalul încât vii în fiecare duminică pe stadion? Da, de unde, da. Vreau să am și eu măcar o după amiază liniștită. Fotbalul, ce minunat e să vii pe stadion să-ți susții echipa favorită. Pe mine cel puțin mă relaxează, mă... arbitru! Ia te uită, frate, ce a făcut și ciocul ăla nici nu vede! Da, e formidabil ce senzație de mulțumire mă încearcă în fața spectacolului sportiv când... Afară cu bățelalul! Arde-mă și tu, bagă-l în pământ! Ai într-adevăr o stare de destine, de plenitudine totală, chiar de euforie când vezi cum... L-a faultat! 11 metri! Ande și tu dă! Tragi, rup! Și ce ziceam înainte? A, da... sufletul al jocul nostru este și mai avântat. Inima se aprinde, plaja ne cuprinde. Gol! Crește curientul. Gol! Pentru sufletul toți ca unul la olaltă iar așa marcat. Gol! Și cu iar în aceste momente, stimați telespectatori, echipa gazda lua conducerea cu 1-0. Aparatele noastre de luat vederi vă redau bucuria ce a cuprins în focata galerie locală. Gol! Mamica, uite la televizor pe tata printre spectatori, uite-l, uite-l! Da, seamănă puișor destul de bine, vai, dacă nu mi-ar fi spus care de lucru la birou, mai, mai aș crede că este el. Așa. Acum să semnez și gata. Deci, referat, în urma numirii mele ca responsabil al viitorului colectiv sportiv din întreprinderea noastră, propun practicarea mai multor sporturi, nu numai unul, pentru dezvoltarea completă a facultăților fizice și intelectuale. Vom înființa mai întâi o echipă de fotbal, care se știe că este un sport pe care noi toți îl iubim și care te dezvoltă din punct de vedere fizic, mai ales la picioare. M-am gândit apoi la o echipă de volei, care este iar un sport necesar și frumos și dezvoltă mușchiulatura mâinilor. Dar dacă judecăm atent, vedem că și la fotbal se poate juca cu mâinile, mai ales în ocazii de hands, de out sau de înghesuială în careu. De aceea propun să facem economie de volei, că tot avem echipă de fotbal. Ar fi necesară apoi o echipă de rugby, care se joacă la grămadă și cu mâinile și cu picioarele. Dar întrucât și fotbalul se poate juca la grămadă și cu mâinile și cu picioarele, propun să înființăm o echipă de fotbal. Apoi trebuie să facem atletism neapărat, să alergăm, să sărim, să aruncăm greutate. Dar de ce să nu recunoaștem? Unde se aleargă mai mult ca la fotbal? Și de câte ori nu sar înaintașii peste poartă? Mai sunt unii care sar și la arbitru. Și pe urmă, ce mi-e dacă arunci greutatea sau arunci mingea? Ce, mingea e ușoară? Dacă un jucător aruncă din aur mingea de 20 de ori, face cât ar arunca o greutate. De aceea, socotez necesară înființarea unei echipe de fotbal. Pe urmă, trebuie neapărat să practicăm șahul. E doar un sport care dezvoltă gândirea. Șahul, știm cu toții, este un joc de cap. Și dacă tot e cu cap, trebuie ca în echipa noastră de fotbal să dezvoltăm jocul de cap și în felul acesta nimeni nu se ne poate spune de ce nu juca șah. Iată de ce, găsind șahul foarte necesar, cred că e neapărat nevoie să înființăm o echipă de fotbal. Un alt sport pe care trebuie să-l practicăm urgent este în notul. La not se dezvoltă toate cele patru membre, că-ți dai și din mâini și din picioare, dar aș vrea să-l văd pe ăla care să-mi spună că la fotbal nu dai și din mâini și din picioare. O să mi se aducă obiecția că fotbalul se joacă pe uscat, iar în notul se practică în apă. Greșeală! Greșeală!
După ce se termine un meci, oare cei 22 de jucători nu sunt toți o apă? Și mai ales dacă se nimeresc și meciuri pe ploaie, aș vrea să știu în ce bazin se adună atâta apă cât plouă pe un stadion timp de 90 de minute. De aceea, pentru rezolvarea problemei înotului, propun neapărat înființarea unei echipe de fotbal. În concluzie, după cum se vede, viitorul nostru colectiv sportiv va practica fotbalul, atletismul, voleiul, înotul și mai ales șahul, pentru care ne este necesar următorul echipament: 11 tricouri, 11 perechi chiloți, 11 perechi bocanci cu crampoane, 11 perechi ciorap, 3 mingi și, dacă se poate, cât mai multe ploi, ca să nu rămânem în urmă nici cu înotul. Aici, stimați ascultători, fazele se succed de la o poartă la alta cu o viteză amețitoare, chiar uluitoare, spune, încât crainicul de-abia le mai poate urmări. Formidabil, așa de palpitant este meciul, încât, iată, nici nu mi-am dat seama cum a trecut timpul și au mai rămas de jucat din această repriză doar 40 de minute. Iertați-mă că vă întreb, nu cumva știți cât e ceasul? Știu. Vă mulțumesc foarte mult. Și vă garantez că ceasul acesta merge neîntors 5 ani. Și dacă îl întorc? Ceas de mână, ceas de buzunar, ceas cu cuc și cronometru chiar. Nu înțeleg deloc cum ești nici, într-o clipă doar pot întări. Auzi? Da. Auzi, am fost ieri cu Rapidul în deplasare. Și ați pierdut 2 puncte. Nu, 20 de minute. Bine la control, vă rog. Biletul dumneavoastră? N-am bilet, dar pe cuvântul meu că țin cu Rapidul. Și-o fi cu tilică, mă, uite, de-abia mai stă în teren. N-a fost în stare să alerge nici măcar o repriză. Mă mir. Aseară a alergat 4 ore la discotecă. Lămuriți-ne un mister. Care? Cum i-ați determinat pe jucătorii dumneavoastră să dobândească această excelentă condiție fizică și să alerge atâta? Da, foarte simplu. Le-am confiscat cheile de la mașină. Apropo de condiția fizică, mă rog, o fi fotbalul sportul rege, dar sportul pe care îl practic eu e sportul împărat. Păi nu vedeți? Un fotbalist mare e vedetă, e celebru și deodată pe la 29-30 de ani, gata. Ci că e bătrân, e terminat, nu-l mai cunoaște nimeni și îl întâlnești la vulturul Bobârla din divizia F. Sau un atlet. Azi îl admir la olimpiadă, medalii, flori la aeroport și peste 4 ani, pa, bonjour și altul la rând. Îl vezi suporter pe tușe la interjudețeana de table. În sportul pe care îl practic eu nu există asemenea pericol. Eu sunt un performer permanent pentru că eu am împletit sportul cu viața. Vedeți, aici e secretul. Nu depind de mușchii mâinilor sau a picioarelor, nici de viteză sau de alte chestii. Eu depind numai de coate. Da, da, așa cum ați auzit. Dau din coate și sunt mereu pe poziție. Ăsta sport. Știți, e ca la urcatul în tramvai. Totul e să nu te uiți în jur și să dai din ele ca să ajungi cât mai în față. Îl dai la o parte pe unul, îl dai la o parte pe altul, nu contează. Vorba aia, ai coate, ai parte. Toată vremea mă antrenez. Uite, la mine la serviciu, nu trebuie să mă vadă șeful cât mai lângă el? Și cum ajung acolo? Din coate. Îl mai calc pe Ionescu pe picioare, îl mai azvârl pe Georgescu într-o parte, un body check lui Păsculeti și dă-i înainte. Că, să știți, în sportul meu nu există faul sau cartonaș galben. Așa că adversarul poate să vadă oricât de albastru în fața ochilor. După părerea mea, totul e cotul. Și viceversa, cotul e totul. Mare păcat că nu se pot asigura coatele omului. M-aș asigura imediat pentru că
Există un mare pericol. V-ați gândit? Dacă îmi dă cineva peste coate, că s-a mai întâmplat. Și eu atunci ce mă fac? Vedeți? Ba, 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 brân. Azi mânca bătaie, azi mânca bătaie. Cântă, bă, știu, Petrica, hai, bucură-te cu noi, Petrica, hai, cântă-mă. Nu, nu, dragă, eu respect adversarul. Da, uite la el și pe mine când mă cânt, știi tu unde, de ce nu mă respecti? A, tu mi-ești prieten. Ba, 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 Bren. Șuții în extremis, portarul boxează balonul care ajunge tocmai la Milico, o pasă în diagonală lui Titi, vârful de atac intervine Florică, îl deposedează, dar pierde din nou la Titi, iar acesta cu un șut bombă, scutură de praf, stâlpul din dreapta porții apărată de Chiriță. Mingea revine în teren, se află acum în posesia lui Alecu, un dribbling, încă unul, dar vai, este deposedat de Mardare, intervine și impetuosul Alecu, care vigilios se îndreaptă din nou către poartă, încă un șut, dar fantastic! Chiriță apără el. Dumneata, transmiți meciul la radio? Dar bineînțeles, nu se aude. Ba da, dar transmite, frate, meciul mai încet, că fotbaliștii noștri nu pot juca într-un asemenea rid. Sunt și ei oameni, nu? Auzi, Pandele? Da. Ce-a devenit fiul tău sportivul? De mic promitea. Promite și acum, s-a făcut antrenor de fotbal. Dragi suporteri, să vă prezint acum echipa antrenată de mine, cu care vom câștiga, sunt sigur de acest lucru, campionatul, cupa și orice altceva ce poate fi câștigat. Deci, portarul Romică, un băiat vesel, cu inimă mare și un suflet deosebit. Nu îi lipsește gluma de pe buze. Chiar în momentele cele mai grele, când scorul e de 0 la 5, știe să clipească șegalnic din ochi, să zâmbească, toți îi zic optimistul. E adevărat, are și câteva lipsuri. Apără cu nehotărâri, n-are priză la balon, se deplasează greșit în poartă. Fundașul stânga Ionescu, un om tânăr, foarte serios, adoră natura, iubește florile, se ocupă de creșterea peștilor. Este un interlocutor foarte interesant, își cunoaște bine drumul în viață. Defecte: nu acoperă bine terenul, nu știe să deposedeze pe adversar de balon. Fundașul dreapta, Dumitrescu, un tată de familie admirabil, are 3 copii, îl dorește pe al patrulea. Respectă pe cei în vârstă, mama, tata, bunica și ceea ce apreciez în mod deosebit, soacra. În partea cealaltă, lipsă de colaborare cu coechipierii, nu știe să stea în ghete. Mijlocașul stânga, Marin, un băiat excelent, cu ochi mari, albaștri și o privire care ți inspiră încredere. Gata să ajute pe prieteni la nevoie. În parte și ultimul bănuț, mâncarea la nevoie. Este redactorul gazetei de perete. Lipsuri: nu cunoaște jocul cu capul, plasament greșit. Mijlocașul dreapta, Ionel, posedă 3 limbi, toate străine. Porecla, poliglot. În timpul liber scrie versuri. 2 poezii au fost deja publicate. Lipsuri: nu știe să paseze, reușește una din 10. Atacantul Ștefănescu, participant activ la echipa artistică a clubului. Cântă, dansează, participă cu regularitate la repetițiile piesei Hamlet. Lipsuri: trage cu stângul în dreptul, abia aleargă. Atacantul Cristea, un om hotărât și curajos. Dacă este necesar, sare în ajutorul prietenului pentru a-l ajuta la nevoie. A salvat un om de la nec, fruntaș la Crucea Roșie. Lipsuri: nu nimerește poarta, ratează toate situațiile de gol. La următorul joc, noul antrenor l-a introdus în echipă pe noul atacant, Angel. Băiatul acesta nu știa să glumească, avea neînțelegeri cu soacra, știa numai limba maternă, nu era membru în echipa artistică a clubului, nu scria la ziarul de perete și nici măcar n-a salvat pe nimeni de la nec. Nu are decât o singură calitate: marcă goluri din orice poziție. Ceea ce trebuie să recunoașteți, e prea puțin pentru un fotbalist bine pregătit. Dacă ar ști măcar o limbă străină, sau cel puțin ar fi înscris la ce are, da, așa, auzi, să marce goluri. Ei, și acum, copii, scriu pe tablă următoarea socoteală: 2-2. Gigel, ia să-mi spui tu ce înseamnă asta. Meci nul. Auzi, Gigele, pentru ce ai cumpărat tu 10 fotografii cu Dobrin? Le pun în carnetul de note când îl dau lui tata să-l semneze. Gata,
Gata, atât ți-a fost, nu te mai las să joci fotbal. Poftim ce note, uite, numai 4, numai 5. Da, ce-a dat, ticule, fotbaliștii primesc note mai mari? E, mâine, Fănică, joacă împotriva fostei sale echipe. A promis să marcheze 3 goluri. Asta e simplu pentru el. Dar l-ați lămurit în care poartă? Ura, ura, mitică! Am scăpat de Fănică. Care Fănică? Cum care Fănică, mă? Dar ce ai uitat de ce ai făcut tu primul infarct? Păi medicii spun că din cauza fumatului. A, din cauza asta l-ai făcut pe al doilea. Și apoi ce știu ei? Las că pe undeva au ghicit că de asta m-am apucat de fumat. Din cauza lui unu, Fănică. Păi asta e, vezi că-l știi, mă. A, ce, pe Fănică? Pe Fănică. Păi el îl știu, dar de 7 ani îl visez că dă un gol. Atât, un gol, și el nu dă. Păi de-aia nu dă gol, mitică. Nu știi că visele se împlinesc pe dos? Pe dos și eu ce să fac dacă îl visez? Nu te mai culcană. Dar eu nici nu mai am somn, n-am vise. Dar îl am pe Fănică. Nu-l mai ai, a plecat. Foarte bine. Ce? A plecat? Da, păi de aceea mare de la tine, ca să-ți dau marea veste. Am scăpat de Fănică, s-a transferat. Cum? Unde? Cine l-a luat? Cum? Fece Săgeata. Aulio, Săgeata, dă-mi repede telefonul să-l anunț pe fratele meu. El ține cu Săgeata și deja a avut 2 retrogradări. Asta, 2 preinfarturi. Știți... Ce e, Petrache? Așa avea și eu nevoie de o învoire. Știți, am o mătușă bătrână care se mută și aș vrea să o ajut, că n-are pe nimeni și eu vreau să-i dau... Învoire? Ce învoire, Petrache? Cine vrei să-ți țină locul? Iliescu. S-a învoit, se duce la policlinică cu analiza. Atunci Stroiescu. Ei, bravo, abia a ieșit din birou, cu oie întorsă, i-am dat și mașina. Cu oie... Sărma... Atunci poate Popescu, l-am văzut pe aici. Păi da, că a fost, i-au sosit lemnele, ce vrei, să le lase în drum? Dacă e vorba de lemne, sigur. Da, lemnarul n-ar putea să rămână în locul. Nu îl înlocuiește pe togarul care... Aoleu, în cazul acesta, după cum văd eu... Ce ai spus? Nimic. Bună ziua. Cum? Stai o clipă. Ai spus ceva, te-am auzit bolborosind. Și nu dă bine, așa e? Vai de mine, cum o să-mi permit? Eu am cam înțeles ceva, am urechi fine. Hai. S-o fi auzit vreo vorbă din birou de alături. De alături n-are ce să se audă, că doi sunt învoiți, unul e după lemne și ultimul e în concediu medical. Mie îmi plac oamenii curajoși. Dacă îmi spui exact ce ai îndrugat acolo, îți dau învoirea. Ce zici? Da, dacă vă supărați și în loc de învoire îmi dați transferul. Nu mă supăr, îți promit. Păi, mă gândeam la cei pe care i-ați învoit și am zis, ia te uite, pentru unii ciumă, pentru alții fotbal. Știți, asta e o vorbă de-a noastră, de-a microbiștilor. Fotbal și iar fotbal, toată ziua de fotbal. De ce vrei, dragă? E, uite, ce? Mai sunt și alte sporturi interesante, dragă, de exemplu călăria. E, da. Da, călăria. Am văzut ieri la circ un călăreț extraordinar. A sărit pe crupa calului, apoi s-a plecat cu corpul jumătate sub burta animalului, s-a agățat de coamă și cu un salt nebun acrobatic a aterizat direct în manej. E, mare lucru. Exact așa am făcut și eu când m-am suit prima dată pe cal. Și din nou pe cal mă sui, unde-i coama de lumină. Gigele, câte picioare are calul? 4. La fiecare colț câte unul. Mulțumesc, am preluat legătura de la ultima mea intervenție. Aici nu s-au întâmplat prea multe lucruri. Adică frunzele plopilor din jurul stadionului cad tot așa de alene. Spectatorii își numără în continuare degetele de la mâini. Câțiva copii de minți au încins un lapte gros în spatele unei porți. Se consumă pândelete recolta toamnii. E seminții prăjite. Băi, dă-le încolo, vezi când dai microfon. Așa, am uitat asta. Aoleu, să nu uiți din când în când să joacă și fotbal. Cam atât pentru moment, dar ia formidabil, un moment mai interesant. Arbitru a fluierat sfârșitul primei reprize și ca de obicei pe parcursul pauzei vă vom oferi, stimați ascultători, semințe și muzică, vă rog. Jumătate de oră, îl tot caut și nu-l găsesc. Cine a pierdut un copil de 6 ani să vină la stația de aplificare? Auzi, băi, Vasile, de 6 ani, du-te-o fi Gigel al tău. Imposibil, nu ți-am spus că l-am pierdut abia acum o jumătate de oră? Tu
știi câte fire de iarbă sunt pe un teren de fotbal? E cum să nu? 225.444. Sigur sunt atâtea? Păi dacă nu crezi, n-ai decât să le numeri, mă. Auzi? Da. Ce zici? Vrei să mergem diseară după meci cu soțiile la terasa trandafirilor? Mai să spun drept, mi-a propus și nevastă-mea. Dar eu aș prefera să stăm acasă. Perfect! Vă să zic că ne întâlnim la parcul trandafirilor. Și acum, după o pauză bine meritată pentru jucători, dar mai ales pentru ascultători, reluăm transmisia noastră sportivă în cadrul emisiunii... Umor! Și muzică. Minut cu minut. Și acum, stimați ascultători, să dăm întâi legătura lui Demre Dorescu pentru a vedea dacă nu au survenit noutăți în timpul pauzei. Nu au intervenit Nicu Constantin, da, nimic, în afară de faptul că la bufet s-au consumat 15.277 sticle de Cico, 32.311 mici cu feliile de pâine aferente, împreună cu alte 20.146 de scobituri, sau faptul că organele de ordine l-au depistat pe turbulentul spectator, care în timpul unei faze mai fierbinți din prima repriză s-a adresat arbitrului în mod cu totul irreverențios, cu "Vă rugăm să fiți mai atent!" În afară de acestea, zic, alte noutăți nu prea am, doar pentru ascultătorii care au deschis aparatul de radio mai târziu, voi prezenta formațiile care tocmai reiau repriza a doua. Ștefan Mihăilescu Brăila, Rodica Popescu Vitănescu, Horia Căciulescu, Horia Șerbănescu, Nicu Constantin, Mihai Potino, Sorin Gheorghiu, Paula Rădulescu, Mihai Stoienescu și Dem Rădulescu. După cum observați, nicio schimbare în formație. Așa, v-aș fluier ăsta de ți-am inițiată. Chiar în acest moment, arbitru, vă rugăm să fiți mai atent. Așa, arbitru dă semnalul de începere al reprizei a doua, regia. Mai fluier o dată. Doctore, da? Eu sunt fotbalist. Da? Antrenamente, meciuri, mă simt cam surmenat. Nu crezi că e cazul să stau câteva zile în pat? Nu-i nevoie. E suficient să stai în pat câteva nopți. Dacă aș avea din nou 20 de ani, ați vedea voi, aș începe o viață nouă, culcat de vreme, sculat la ore fixe, antrenamente zilnice, lovituri la poartă, exersate de sute de ori. Dacă aș avea 20 de ani, n-aș mai fuma, n-aș mai bea, n-aș citi cuvântul antrenorului. Dacă aș avea 20 de ani, păcat. Nu vă supărați, dar câți ani aveți? 21. Dragă Neluțule, am ajuns cu bine în orașul reședinței al echipei cu care urma să disputăm etapa aia despre care s-a spus că e hotărătoare pentru ei, decisivă și altele, nu mai știu cum. Ne-au cazat lângă o betonieră în funcțiune care probabil era în urmă cu planul, pentru că a funcționat toată noaptea. Uneori se oprea pentru a încărca utilajul cu rulmenți și sticlă pisat. Până pe la două n-am putut sta în pat din cauza unor suporteri care băteau ritmul sub geam cu tobe și alte vorbe. Au plecat și noi ne-am băgat în pat câte doi, că pe coridoarele clădirii respective a avut loc o defilare cu gălezi trase pe ciment. Cu noaptea oricum trecut și, conform obiceiului local, a venit ziua. A venit și un ins gras care l-a tras pe un junior de o parte și i-a vrut în mână 2000 de lei. Pentru Pepsi, zicea el. Apoi ne-am dus la stadion pe jos, că autobuzul nostru avea cauciucul din față lipsă, iar șoferul cânta "Mamă, iartă-mă că nu mai fac!" Pe tot parcurs ne-a însoțit o grupă veselă de suporte care au fredonat folclor "Foaie verde, baraboi, ardel verde la țurloi!" sau "Foicică, foi de mitru, rupe-i gura la arbitru!" Unul care era mai în spate, probabil căzut la floarea din grădină, ne-a murmurat cu gura până la urechi "Dacă o să câștigați de aici, nu plecați!"
La teren lume multă și bună de gură. Ne-am echipat, ne-am îmbrățișat și am ieșit pe gazon verde, mai ales antrenorul nostru, lângă care se găseau câțiva masori voluntari. În tribune public, pe teren jucător și public, în partea noastră public, a început meciul și, fără să vrea, juniorul nostru a dat un gol, o bombă la vinclu. A sărit în sus de bucurie și tot sărind așa a mers la cabină, după ce s-a ciocnit involuntar de un jucător advers care l-a mângâiat pe frunte în chip de bravo mă, țâcă mă. Într-un târziu, după 100 de minute, s-a terminat și meciul. Ne-am felicitat din nou că am câștigat stima galeriei locale și ne-am gândit cu drag la familiile noastre care ne așteptau. Unii aveau și copii, alții aveau tricourile cu găuri. În vestiar ne-am povestit fiecare viață, pe rând, că până la 8 seara n-am putut pleca. Dar a fost frumos. În toamnă vin ei la noi. Eh, ce faci, Costele? Vii duminică la meci? Când se joacă? Dimineață sau după masă? Nu se știe încă. Zice anunțul că dacă va ploua dimineață, se va juca după masă. Și dacă plouă după masă, atunci sigur se joacă dimineață. Costele, da, Costele, drag, eu te las să te duci la meci cu băieții. Da. Dar dacă nu vii până la ora 10, să știi că închid ușa cu iala. Cum vrei tu, iubito, dar dimineața s-o deschizi? Într-un ziar a apărut următorul anunț: Ghiță, poți să vii acasă, te las în fiecare duminică să mergi la fotbal. Soția ta care te dorește. În aceeași zi, până la ora prânzului, 245 de ghiță s-au prezentat la domiciliu conjugal, în aripaz de norocul ce dăduse peste ei. 5 au început să creadă în minuni. 132 au vrut să cumpere câte un buchet de flori, dar n-au găsit decât ghivece cu petunii. 30 chiar au cumpărat ghivece, după care 12 au fost internați de urgență peste câteva ore. Din cei 102 rămași, 40 au luat flori artificiale, unul lămâiță, ceea ce l-a dus în sala pașilor pierduți la încheierea campionatului de fotbal, iar ceilalți au intrat la bufetele de lângă florărie, unde au sărbătorit evenimentul, stropindu-l din belșug cu vin puterea ursului, fapt pentru care au ajuns acasă la mamele lor cu valiza făcută ca pentru recrutare. Restul au intrat în magazinele pentru cosmetice, de unde au cumpărat cremă de ras rapid și pămătufuri din păr de bursuc. Au intrat și la confecții, achiziționând câte un hanorac, apoi la galanterie, de unde au cumpărat soților câte o cravată. Unul singur s-a dus întins acasă, dar nu i-a făcut nicio plăcere, era burlac. A doua zi dimineața, 244 din cei 245 s-au întâlnit pe stadion, fiind zi de duminică. Cel de-al 245-lea burlacul n-a venit, căsătorindu-se între timp. Gioconda se mărită. Nu Gioconda, Ghiță se mărită. Bă, dar să sară și el. Da, stimați ascultători, da, reacția tribunei spune totul. Stamate 3 a marcat un nou gol. Întreaga înaintare de la FC Pioneza parcă are născut după pauză. Auzi, Matache, ce se întâmplă cu echipa voastră, mă? Uite, parcă e alta. Joacă din ce în ce mai bine. Păi cum n-ai aflat? Am schimbat tactica odată cu antrenorul. Nimeni nu mai greșește. Da? Și pe cine ați adus? Un dresor. Ale, hop! Ale, hop! Ce mai face fiul tău, Năică? Bine, lucrează la circ, nu muncește aproape deloc. Doar de 3 ori pe zi zvâră capul în gura unui tigru. Pe urmă e liber. Dar în un moment parcă vrea să intervine cineva în emisie. Da, eu sunt. Te rog, Sorin. Da, și vreau să ofer ascultătorilor noștri un moment inedit. Grație microfonului vom pătrunde în vestiarul echipei FC Betonul. Antrenorul tocmai le indică jucătorilor tactica meciului în deplasare. Meci greu, ce mai... Atenție la mine, la antrenor. Vă recomand mingile lungi, în diagonală, perpendiculare, paralele, de preferință peste tribune. Căci nu uitați, orice minut e în favoarea noastră, orice tribună e în favoarea lor.
acțiune în terenul advers rare și bine organizate se vor efectua conform zicalei: fă-mă mamă cu noroc și aruncă-mă în foc. Nu alergați chiar până la epuizare, căci după meci ne mai alergă și alții. Apoi alergăm să ne refugiem în autobuz, să găsim drumul, alergăm așa. Nu țineți adversarii cu mâinile, încadrați-vă strict în regulament, faultul de joc, care sunt în număr nelimitat. Altfel nu veți putea evita apariția petelor galbene, care sunt în număr limitat și atrag după ele fulgile roșii. Nu protestați la deciziile arbitrului, căci el știe că trebuie să nu știe, să nu vadă, să nu sancționeze anumite întâmplări deloc întâmplătoare. Dar așa e în deplasare, mă băieți, mă, fiți complet nepăsător la ironiile publicului. În fond, el este gelos pe talentul vostru, apoi considerați că e publicul nostru, doar peste tot sunt aceleași îndemnuri. Restituiți grabnic gambele adversarilor, dar să le rețineți figurile pentru meciul retur de acasă, când le veți face liniștiți figura. Dacă se comit irregularități scandaloase, nu vă impacientați. Considerați că arbitrul ține cu noi, dar ca să nu protesteze lumea, fluieră pentru ei, știi? Atenție! Dacă meciul este televizat, bărbieriți-vă, tundeți-vă și mai ales întindeți mâna cavalerește adversarului pe care tocmai l-a scosit, ajutându-l să-și amintească de minunata melodie. O, mamă, tu! Dar asta numai dacă vă urmărește vreo cameră de transmisie. Dacă nu, n-are rost să vă complicați, băieți. Hai, echiparea! Ai auzit? Pe Mitache el bate nevastă-sa fiecare seară. Ei, taci, și el cum suportă? Ce vrei, dacă știe mai mult șah decât el? Șahul nostru este șah jucat cu oameni. Ionică, ce-i cu tabla de șah la tine? Am început să joc șah. Păi, știi să joci? Habar n-am. Atunci cum joci? Păi stai să vezi ce-am pățit. Alaltăieri, când să plec acasă, zice șeful: așa, cu tine nu m-am măsurat încă. Eu credeam că face aluzie la înălțimea mea, da. Zice, facem o partidă, că toți sunt de serviciu și din toată instituția numai pe tine nu te-am bătut. Stai și tu puțin cu mine că n-o fi foc. Stau că nu puteam să refuz, de șeful, nu? Și era atât de pasionat. Bine, dar cum ai jucat dacă nu știi? E, mare lucru, m-am luat și eu după el. Așa. Am pus figurile pe pătrățele exact cum le-a pus el și am început să ne gândim. El la ale lui, eu la ale mele. Treci un sfert de oră, nimic. Treci o jumătate oră, nimic. Zic, ei, ce facem, ne-am lăsat? Zice, nu, frate Ionică, dar ăsta e joc greu, trebuie să te gândești bine. Zic, bravo, gândește-te mata bine și îmi dai răspunsul mâine. Și ai plecat? Dar de unde? Zice, ce să plec? Zice, stai că am găsit. Și mută un lemnișor cu o pătrățică mai încolo. Eu când văd, iau și eu un lemnișor de la mine și îl mut și eu cu o pătrățică mai încolo. Zice, ești tare, nu te gândești deloc. Zic, păi nu ne-am gândit destul? Și iar stăm. Și? Și trece un sfert de oră, nimic. Trece o jumătate de oră, nimic. Așa. Mă trăznise un somn, după o oră și jumătate zice, îți iau nebunul. Zic, treaba dumitale, dar te sfătuiesc să nu-ți pui mintea cu el. Zice, atunci pierzi calul. Zic, păi eu n-am avut cal în viața mea. Zice, așa? Mă iei la sigur? Atunci îți iau turnul. Zic, poți să-l iei, ce e șahul meu? E șahul asociației sportive. Zice, nu, tot mai bine îți iau nebunul. Da, da. Zic, mă rog, cum credeți dumneavoastră, dar să nu faceți o greșeală. Zice, bună idee. Și iar stăm să ne gândim. Și? Trece un sfert de oră, nimic. Da. Trece o jumătate de oră, iar nimic. Iar nimic. Pe la 10 și jumătate seara zice, ți-am la nebunul. Zic, foarte bine, că eu tot mă duc acasă să mă culc. Zice, nu, trebuie să scap, că altfel cazi în pat și nu te las. Zic, ba eu un el aș vrea să cad, poate ajung să mă culc. Ți s-a făcuse somn? Da, mi s-a făcuse, dar el zice, nu pleci nicăieri. Și iar stă și se gândește, a stat el, am mai stat eu și... S-a gândit vreo două ceasuri, am mai dormit și eu cât am putut. Normal. Am visat că sunt călare și nebunii dansează în jurul meu. Mai mă trezeam de mutam ceva și deodată l-aud: m-ai făcut mat. Bravo, Ionică, l-ai făcut mat, ești genial. Stai să vezi, zice, de ăștia mești? Zic, adică cum? Adică umbli cu trucuri de-astea. Zici că nu știi să joci șah și când colo mi-ai luat piesele și m-ai bătut. Asta n-am să te uit niciodată, zice el. Da. Și... chiar nu m-a uitat. Ei, cum așa? Da, că la următoarea întâlnire mi-a dat mutarea în plic la Chirnăvenii de sus. Șam și mate, șam și mate, sigur. A intrat în cursa mea tu singur. Șacul este foarte complicat.
faci, mă, Georgica? Ce ești așa de nourat? Mă gândeam. La ce? Ce bine ar fi dacă aș avea în echipă vreo 2-3 jucători ca Păsculescu. Păsculescu? Antitalentul ăla? Da. Și-ți dorești o 2-3 ca el, a? Bineînțeles, că acum am vreo 8. Prin sport spre noi succese. Bună ziua. Prin sport spre noi succese, am auzit. Ce doriți? Succese, recorduri absolute, mondiale, universale, cosmice. Foarte frumos. Acum lăsați-ne, avem treabă. Știți să citiți? Fai, dar îmi pare rău. Bun. Ce scrie acolo? Cine în muncă nu ne ajută, gura să-i rămână mută. Păi tocmai asta. Am venit să vă ajut în muncă. Nu e aici Federația de Jocuri Educative? Ba da, da, n-ați înțeles? Vai de mine, ia priviți. Ce aveți aici? Leapșa cu prindere laterală, bâza pe iarbă și... Auziți? Da. Cine v-a îndrumat să veniți la mine? Un nene înalt și gras care stă în biloul de alături? Să vezi ce-i face lui Vasilescu. Nu-mi pare foarte rău, nu m-a trimis nimeni, am venit singur. Dacă vreți, vă iau și cu autor. Veți fi primul președinte la Federația Internațională de Bâză pe Iarbă. Îi arăt eu lui Vasilescu. Lăsați asta, fiți atenți. Deci leapșa cu... prindere laterală, bravo. Prindeți repede. Acum urmăriți-mă. Bătacul se ține în mâna dreaptă. Ce bătac? Din import, cu mâneri de fil. Deci dacă nu avem, îl folosim pe cel de la bâză. Bâza nu e cu bătac. E poate bâza simplă, dar jocul pe care l-am creat eu e altfel. Mare grijă însă la situația când pucul iese afară din joc. Aha, se joacă cu pucul. Nu, dar așa-i zic eu, pucul. Poate doriți să vă odihniți puțin. Mâine ne vedem și mi explicați dumneavoastră totul mai pe larg. Dar de ce mâine? Astăzi, acum am condiție fizică, știți? Eu sunt în echipa de vase ascunsere a sectorului. Unde am rămas? Așa, la bâza pe iarbă. Ea este, înainte de toate, un joc de sală, înțelegeți? Nu înțeleg. Mai aveți și alte idei din astea, așa? Cum să nu? Baba oarba cu mingea. Baba oarba nu e cu mingea. Pe mine să nu mă înveți. Batistuța, o știți? Da, bineînțeles, am pierdut o batistuță, mă bate mămica, cine oare să-mi o dea? Că-i sărut gurița. Nu mai merge, nu că e depășită, nu? Am combinat-o cu uliul și vardiștii. Hoțe și porumbei, asta, uliu și hoți. Gata! Ajunge, nu dau niciun fel de aprobare. Vă rog, nu vă enervați, cunoașteți patru pietre? Da, păcat că n-am una la îndemână. Nu, degeaba, l-am schimbat. Am scos o piatră și am băgat textul. Ești o floare, ești un crin, ești parfumul cel mai fin. De la jocul statuietele, știți? Statuietele. Da, și ca semn că te iubesc, eu pe ea mă iscălesc. Hai că e ușor. Nu iscălesc niciun fel de... Capră. Niciun fel de capră, de asta, de niciun fel de modificări. Stați nițel, ce capră? Ce capră? În 7, uite, facem așa. Aveți un elastic? Da, uite, adică așa. Nu pot să vi-l dau. Dă-mi drumul. Îl luăm numai așa puțin, pentru demonstrație. Un moment, vă rog. Nu vă zbateți. Așa, îi facem nod, vedeți? Te rog, foarte. Vedeți, e simplu. Acum, așa, intrăm amândoi înăuntru. Așa, am intrat, poftim. Ce e asta? Elasticul. E un joc extraordinar de educativ. Cine nu sare... Plici! Vedeți? De aici nu e decât un pas până la șotronul pe oate. Leapșa pe oate. Nu, pe cocoțate. Pe cocoțate. Ia ascultă, tovarășe, în fond, cine ești dumneata? Ce vrei de la mine? N-am făcut nimic. Cum adică n-am făcut nimic? Așa, băi, a stricat totul. Și ce bine mergeau, o frumusețe. Ce am stricat? Ia lasă-mă în pace, nene, n-am timp de glume. La revedere! Mă rog, o să vă pare rău. Era simplu. Eu cu ideile noastre, cu semnătura, sunt om de încredere. Ia uitați-vă aici. Ce e asta? Ce? Diplomă de absolvire. Medic veterinar. Prietene, ai greșit adresa. Da, de unde? Aici e de mine, frumos, curat, fără probleme. De plăsări cu echipa, studii, cercetări, ne dăm și doctoratul. Ne dăm? În ce? În medicină veterinară? Nu, frate, în jocuri. V-am ales și tema. Ce te-o? Analiza biometrică în regim de efort la jocul de lapte gros. Ce spuneți? Uite ce e, dacă nu mă lași în pace în clipa asta, îmi vine rău. Mă îmbolnăvesc. Fac infarct. Nu, vă rog. Asta e tema mea. Prevenirea infarctului în teoria și practica bâzei.
Mie îmi plac foarte mult animalele și mai ales păsările domestice, rațele, găinile, curcani. Locuiți la țară, nu? Da. Am bănuit eu, sunteți probabil zootehnist. Nu, medic. Ce-i cu tine, bă, mișule, mă? Am putut să cobor în autobuz și rămas fără nasul. Ești tare vesel, mă, de da, ce? Da, da, e firesc. Știi tu lângă cine am stat? Lângă Ionete 2. Ionete 2 internaționalul? El, ba mai mult, am și vorbit. Nu mai spune, mă, că acum și-mi vând mașina și merg numai cu autobuzul. Și ce anume ați discutat? Zici, ce-ați discutat? M-a întrebat, coborâți la prima? Formidabil, și tu ce ai răspuns? Iar eu am zis, da. Extraordinar, mă, vezi ce înseamnă să te pricep la fotbal. Chiar tu ești, sunteți celebru atacant, Iliuță? Da, ce vă miră? A, nu, nu, dar sunt așa de încântat, de fericit să vă cunosc. Mă rog. Am auzit atâtea despre dumneavoastră. Ei și, dumneavoastră vă luați după ce vorbește lumea? Auzi tu, mama zice că ar fi bine să mă mări cu Matache. Iar tata nu-i de acord. Și tu? Eu nu-l cunosc pe Matache. Oara! Tata, ticule, ce e? Ce cauți în brațele acestui tânăr? Ei, cum ce caut? Nu-l cunoști? N-am avut plăcerea, tu-l cunoști? Ei, azi dai culmea, râs de mine, taticule. De râs să-mi ardi mie acum când te văd la această postură. Dacă îmi permite. Noi, dar nu-ți permit nimic. Da, este o neînțelegere. Dumnezeu, să taci, vorbesc cu fica mea. Dacă ești drăguț, dă-i drumul la mână. Așa. Și acum repet întrebarea. Mioara, ce cauți? Adică ce ai căutat în brațele acestui tânăr? Vai, tăticule, chiar nu-ți amintești? Ce să-mi amintesc? Că el este viitorul meu soț. Ce face? Păi da, a venit la dumneata și ți-a cerut mâna mea. Merge, așa? Și dumneata ai fost de acord. Când s-a întâmplat asta? E cum nu-ți amintești acum o săptămână când priveai la televizor meciul Dinamo Steaua? Dinamo Steaua? A, da, cum să nu-mi amintesc. A, iartă-mă, tinere. Nu face nimic. E, vezi, tăticule, vezi. V-ați amintit? Cum să nu-mi amintesc așa ceva, nu se uită niciodată. A fost 2-0 pentru Steaua. Ce meci, vai, ce meci. Și zi așa, tinere, vrei să joci la noi? Ai referințe de la echipele pe unde ai jucat? Nu, le-am rupt. Le-ai rupt? Mare greșeală, n-ai procedat bine. Dacă le-ați fi citit, n-ați mai fi spus așa. Oricum, cu sau fără referințe, acum e prea târziu pentru a mai intra în joc, deoarece din acest meci a mai rămas doar... N-a mai rămas nicio secundă și chiar în acest moment arbitrul fluieră sfârșitul partidei și odată cu ea și finalul emisiunii... Umor și muzică. Minut cu minut. Apropo de meci, ce zici cum ne-a fentat autorul Alexei Marcovici cu glumele alea? E, ce vrei? Dacă l-au ajutat și Rodica tot împreună cu Viorel Covaci. Meciul a fost deosebit de disputat, pe alocuri destul de aspru, de să remarcăm câțiva jucători care s-au impus prin driblingurile lor de mare finețe umoristică sau prin șuturile puternice pe adresa satirei. Ștefan Mihăilescu Brăila, Rodica Popescu Bitenescu, Horia Căciulescu, Horia Șerbănescu, Nicu Constantin, Mihai Fotino, Sorin Gheorghiu, Paula Rădulescu, Mihai Stoienescu și Dem Rădulescu. Da, au scăpat cu toții teferi și mulțumiți și mulțumesc și colegilor mei din regia tehnico-muzicală Ion Barta și Romeo Chelaru pentru seriozitatea de care au dat dovadă neratând nicio melodie de succes. Tăticule, cine a zis și totuși se învârtește? E, cine? Vreun arbitru de fotbal. Arbitrat de pe tușe întreaga emisiune, redactorul Manole Pavel Dan.